prima dată în istorie, pe ultimele străzi care erau acoperite cu pământ din colonia Petroșani, se toarnă asfalt. Sunt lucrări complexe, iar dacă o parte deja sunt în execuție, altele încă sunt în stadiul de licitație publică. Ne apucăm de Micu Klein și Grivița Roșie. Sunt încă două străzi din pachetul de patru. Urmează, e în licitație, Gheorghe Doja. Proiectarea execuție pe Șincai deja ne-am apucat de lucru. Lucrurile sunt în grafic și sunt convins că vom termina anul acesta toate aceste trei străzi care deja sunt în lucru. Cei din zonă însă l-au asaltat pe primar la vizita din șantier cu probleme. Au cerut fie racordarea la un sistem de canalizare mai bun, fie diverse lucrări suplimentare și edilul a discutat cu fiecare în parte. Da, sunt o serie de probleme, nu legate neapărat de drum, că asta e rezolvată. Sunt niște probleme legate de gunoi, de traficul greu care trece prin colonie și afectează casele. De aici o chestiune care trebuie să o discutăm, să găsim o rută alternativă astfel încât cetățenii să nu mai fie afectați. Noi am gândit proiecte nu neapărat pe termen lung, pe termen mediu. E vorba de canalizare, e vorba de infrastructura rutieră. Faptul că există câteva, două, trei puncte unde se colectează gunoiul necontrolat și care deranjează foarte mult, asta e cea mai simplă problemă pe care o putem rezolva. Marile probleme de infrastructură s-au rezolvat. A venit și gazul metan în colonie, încet, încet o să ajungem pe toate străzile. Pe programul de investiții, asfaltările au fost făcute pe strada Egalității și Împăratul Traian, iar în aceste zile urmează încă patru străzi. Micu Klein, Grivița Roșie, Gheorghe Doja, iar ultima care va intra în reabilitare totală este strada Radu Șapcă. Au învățat lucruri pe care acasă nu le-ar fi știut așa repede, știu acum să numere, să adune, să își scrie numele, ori să socializeze, iar aceasta este cea mai mare realizare a programului guvernamental Fiecare copil în grădiniță. Mai mulți părinți și-au adus copiii la grădiniță că au primit acei 50 de lei și prezența la clasă le-a adus celor mici numai avantaje. Îi ajută să se integreze, să se joace cu copiii, să știe, să discute, să fie civilizați. Se vede vreo diferență de când a venit la grădiniță? Da, se vede o foarte mare diferență. Nu mai sunt plângăcioși, sunt mai ascultători, știu poezii, cântecele, să numere, mai culorile, se descurcă foarte bine, da. E important ajutorul ăsta acordat pentru a vă putea duce copiii la grădiniță? Da, ne ajută foarte mult pentru că suntem asistați social. Am patru copii. Și acel 50 de lei ne ajută foarte mult pentru rechizite, încălțăminte, îmbrăcăminte, tichetul, vă dați seama, este bun venit. Alți părinți însă cred că e puțin doar 50 de lei, dar totuși își aduc copiii și pentru acești bani. Cum vi se pare acest program Fiecare copil în grădiniță? Pentru că știu că aveți 3 copii în acest proiect. E ceva bine, dar e și puțin cât li se oferă ajutorul ăsta. Deci foarte puțin. V-a ajutat până acum, eu știu, să-i aduceți la grădiniță, să-i puteți îmbrăca? Nu, sincer nu. E puțin? Da, foarte puțin. Cam cât credeți că ar fi o sumă minimă, să zicem? Cel puțin 100 de lei de copii. Cel puțin. Mai bine așa? Da, eu zic că ar fi mai bine. Pentru că să punem și transportul, copiii de la grădiniță n-au transport. Plus de asta, la grădiniță nu poți să-i trimiți fără nimic. Și în al doilea rând, ei nu înțeles foarte scumpe. Și la grădiniță se cere și multe. Da, fără banii ăștia v-ați fi descurcați? Îi aduceți la grădiniță pe toți trei? Nu, sincer nu. Programul Fiecare copil în grădiniță a umplut ceva mai mult sălile de clasă, iar preșcolarii au avut chiar posibilitatea să vină și vara la ore. A fost un proiect pentru cei din comunitățile defavorizate, însă cei mici au avut numai de câștigat. În perioada vacanței de vară, timp de 2 săptămâni, la sfârșitul lunii iulie, începutul lui august, am desfășurat la PP2, activități cu un număr de 17 copii, beneficiari ai programului Fiecare copil în grădiniță, provenind din familii defavorizate și copii cu dizabilități. Programul se adresează cunoașterii nemijlocite, ne-am bazat foarte mult pe experimente pe care le-am făcut. Am făcut o vizită la bibliotecă, să înțelegem importanța cărții,
Ne-am axat mult pe lectură, în fiecare zi am avut o poveste a zilei, în fiecare zi am făcut experimente cu copiii, chiar în curtea grădiniței, spre surprinderea noastră, am găsit plante medicinale și au avut posibilitatea să le observe, le-au observat la microscop. Cu cei mari am învățat să scriem numele, i-am învățat să prețuiască cartea, să se bucure de faptul că vin la grădiniță. Părinții și-au adus chiar și vara copiii la grădiniță, mai ales că acolo au avut de învățat și, în plus, pe timpul vacanței, cei care au urmat cursurile de vară au primit și câte o masă. Pentru prima dată în istorie, pe ultimele străzi care erau acoperite cu pământ din colonia Petroșani, se toarnă asfalt. Sunt lucrări complexe, iar dacă o parte deja sunt în execuție, altele încă sunt în stadiul de licitație publică. Ne apucăm de Micu Klein și Grivița Roșie. Sunt încă două străzi din pachetul de patru. Urmează e în licitație Gheorghe Doja. Proiectarea execuție pe Șincai deja ne-am apucat de lucru. Lucrurile sunt în grafic și sunt convins că vom termina anul acesta toate aceste trei străzi care deja sunt în lucru. Cei din zonă însă l-au asaltat pe primar la vizita din șantier cu probleme. Au cerut fie racordarea la un sistem de canalizare mai bun, fie diverse lucrări suplimentare și edilul a discutat cu fiecare în parte. Da, sunt o serie de probleme, nu legate neapărat de drum, că asta e rezolvată. Sunt niște probleme legate de gunoi, de traficul greu care trece prin colonie și afectează casele. De aici o chestiune care trebuie să o discutăm, să găsim o rută alternativă astfel încât cetățenii să nu mai fie afectați. Noi am gândit proiecte nu neapărat pe termen lung, pe termen mediu. E vorba de canalizare, e vorba de infrastructura rutieră. Faptul că există câteva, două, trei puncte unde se colectează gunoiul necontrolat și care deranjează foarte mult, asta e cea mai simplă problemă pe care o putem rezolva. Marile probleme de infrastructură s-au rezolvat. A venit și gazul metan în colonie, încet, încet o să ajungem pe toate străzile. Pe programul de investiții, asfaltările au fost făcute pe strada Egalității și Împăratul Traian, iar în aceste zile urmează încă patru străzi. Micu Klein, Grivița Roșie, Gheorghe Doja, iar ultima care va intra în reabilitare totală este strada Radu Șapcă. Mai sunt câteva săptămâni bune de lucru în intersecția drumului ce duce din defileul Jiului spre Aninoasa, respectiv a DN66 cu DN66A. Lucrările se desfășoară în paralel cu cele din zona defileului Jiului și drumarii spun că acestea vor mai dura o vreme. Cert este că traficul a fost mult îngreunat, însă CNADNR le mulțumește celor care reușesc să fluidizeze traficul. Ce lucrează în intersecția de la Aninoasa? Eu un pic m-a aglomerat, eu un pic e nevoie de puțină răbdare din partea conducătorului auto. Noi le mulțumim pentru înțelegere, mulțumim pentru sprijin poliției rutiere din Hunedoara, polițiștii din Valea Jiului care au fost în permanență lângă noi și au reușit să fluidizeze și mai bine circulația. Contractul de reabilitare ADN66 Bumbești-Jiu-Petroșani a fost semnat între CNADNR și asocierea de trei firme, una românească, una spaniolă și una italiană, iar valoarea lucrărilor de modernizare este de 150 de milioane de lei. Bugetul total este de 185 de milioane de lei, iar pe viitor mai sunt de executat doar lucrările din zona Mănăstirii Lainici, dar asta în 2018, iar cele din zona Văijiului urmând să fie gata în această toamnă.